1, 2, 3. Invităm pe elevii liceului nostru să ne deschidă intrarea în anexă prin tăierea paginii. Nu, țineți cea din mijloc, o țineți. Așa, bravo. Când ies, o țineți din mijloc să nu cadă. Așa, să nu cadă. Bravo, ține Bogdania dintre. Așa, și acum ați fost bun. Ții.
oaspeți, cei care au fost implicați și au depus maxim efort în realizarea acestui proiect, care au susținut și au promovat această inițiativă și au făcut posibilă construcția acestei anexe, contribuind la crearea unei infrastructuri educaționale de calitate. Investiție în tânăra generație, investiție în cei care urmează
deputați, miniștri, președinți de țară, primari și noi vă dorim succes în orice ați alege să fiți în viitor, iar cu certitudine, profesorii care vă stau alături sunt cei care au grijă împreună cu părinții și sunt permanent plin de emoții atunci când vă reușește și când nu vă reușește tot. Doamne director, eu vă mulțumesc, doamna primar, știu că este la Bruxia, a fost o colaborare frumoasă și mai avem multe de făcut înainte ca să creștem aceste standarde de calitate a vieții aici acasă, iar tinerii și copiii noștri să prefere să rămână acasă după ce își fac studiile la o instituție educațională, fie că este școală, universitate, iar noi în Chișinău nu continuăm să construim grădinițe, școli moderne, să construim și de la zero, să modernizăm instituțiile medicale, să construim centre de sănătate și multe multe altele. Toate acestea sunt necesare pentru un trai cât se poate de confortabil. Avem încă multe de lucru și ne vom face împreună. Vă mulțumesc tare mult! Bună ziua, Liceul Hiperion. Această ocazie marchează un nou început pentru dumneavoastră și pentru generațiile viitoare. Astăzi se potrivim nu doar construcția acestei adese, ci și angajamentul nostru pentru o educație de calitate și un mediu sigur pentru învățare. Vreau pe această care să aducem în partea executivului și a primării, ești sincer, mulțumiri, domnului primul, pentru această care vreau să spun că domnul primar nu s-a oferit aici și a oferit un suport pentru amenajarea curții de lucrări care urmează să fie început de scurt timp. Succese, încă o dată, succese tuturor elevilor și profesorilor care au venit în noua clădire. Oaspeți, părinți, în primul rând țin să vă aduc sincer felicitări pentru evenimentul de astăzi, pentru blocul pe care îl avem astăzi aici. Și în acest sens vreau să sugerez celor care așteaptă că de când începe construcția unui bloc nou, în 2-3 luni, jumătate de ani, el va fi gata, îi invit la doamna director să le explice dumneavoastră care este calea ca să obții un astfel de loc și cu siguranță el nu se face într-un an de zile, se face cu eforturi multe mari, atât financiare cât și de tot felul, alte eforturi, fiindcă sunt procese tehnologice, fiindcă sunt alte acte care urmează să le obții. Într-un final, doamna director, împreună am reușit să facem condițiile pentru acești elevi mai bune și nimic de acest lucru. Și în cunoștință de cauză să vreau să vă zic că de regulă avem instituții supra-solicitate, aglomerate în orașul Chișinău, în sectoarele orașului Chișinău și mai puțin avem instituții aglomerate în suburbii. Poate chiar le putem număra pe degetele doar a unei. Iar liceul Hiperion este cea mai aglomerată instituție ca și populație școlară în toate suburbiile municipiului Chișinău. Și felicitări pentru asta, elevii din București nu pleacă în instituție din oraș, dar stau la Hiperion. Acest lucru demonstrează faptul că la Hiperion sunt condiții, se face tare și este bine. Felicitări! Thank you.
într-un corp sănătos este o minte și mai sănătoasă ca el. Așa e, Coplaș? Da! Din suflet, domnul primar general și domnul viceprimar de Durnești, domnul Pavaloi, doamna Margareta și toți cei care mi-ați susținut și vreau să aduc cuvinte de mulțumire și domnului Sergiu Strastă, care a fost alături de noi și a muncit, un mulțumesc deosebit. Vreau să spun și cadrelor didactice, colegilor mei, care au muncit în două schimburi până acum, care chiar au acceptat situația care a fost așa cum este și numai ei știu cum au putut să facă față calității în învățământ în această perioadă. Mulțumesc tuturor celor despre care am vorbit pentru tot. Pentru finanțe, pentru susținere, pentru zâmbet, pentru acel bravo care întotdeauna cineva nouă ne spunea, pentru încurajare, fiindcă să știți că de unii singuri noi nu am fi reușit să facem nimic. Doar cu ajutorul dumneavoastră, celor care am fost enumerați de către mine, am reușit astăzi să ajungem la ceea ce suntem. Noi astăzi deschidem această anexă. Încă o dată din suflet vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru ceea ce urmează, domnule Ion Ciobanu, fiindcă mai avem de amenajat și dumneavoastră știți acel curs și deja ați luat atitudini și eu tare sper că această frumoasă colaborare între municipalitate, Direcția Generală de Învățământ, sindicate, niciodată nu o să se oprească, fiindcă noi toți avem aceleași obiective de a face viața copiilor mai frumoasă. Așa să fie! Vă mulțumim din suflet și că Doamne ajute să începem pe drum activitatea aici! În continuare, domnul Maria. Picioarele laterale.